50 de persoane i-au colindat pe buzoieni printr-o paradă care a străbătut bulevardul Nicolae Bălcescu până în piața Daciei. Îmbrăcați în straie vechi de peste 100 de ani, moștenite din străbuni, artiștii populari au jucat dansuri care s-au păstrat din generație în generație. Alaiul i-a colindat pe șefii din Consiliul Județean, apoi s-a oprit în centrul Buzăului și a oferit un scurt spectacol. Trecătorii au fost încântați. Super! Superlativ, extraordinar! Eu iubesc tradițiile și eu mergeam cu plugușorul și eu în zona Valea Sălcii. Derumnic. Superb. Frumos. Frumos. Interesant. Eu am locuit în Moldova, să le cam știu, dar e bine că avem invitați de pe acolo, din zona. Mai anim o leacă. Ăsta de pe la noi, dar trebuie mai multe informații ar trebui ca să fie. De până toți județul. Foarte frumos. Foarte frumos. Ne încântă. N-am văzut de mulți ani așa ceva. Foarte frumos. Eu am fost plecată din țară 25 de ani, doamnă, și acum am rămas așa ce văd. Chiar mă încântă. N-am văzut de mult. Eram copil, probabil, când am văzut așa ceva. Alaiul de anul acesta a fost compus din 5 grupuri de colindători din județul Buzău, iar oaspeți au fost colindători din Suceava. Am adus ansamblul folcloric Gurateghi, deci Ciobănașul, ansamblul folcloric Floare de Câmpie, de la Florica, Dor Călător, al Centrului Județean de Cultură și Artă, grupul Macoveiu de la Padina și, nu în ultimul rând, ansamblul folcloric Brazău de la Mânzărești. Și invitați avem de la Suceava ceata de colindători de la Dolhești Mici. Ne-am axat, cum v-am spus, pe folclorul și tradițiile colindele Buzăului. Jocurile noastre reprezentative, respectiv jocul căiuților, căiuții care au rolul protector asupra locuinței, jocul caprei, care simbolizează belșugul, jocul ursului, care înseamnă timpul, anul ce a trecut și anul care urmează să vină. Mare ursul, se termină anul, învie ursul, toată lumea este fericită, urmează un nou an, jocul măștilor, cultul moșilor. Noi români avem o legătură cu acest cult. Printre personajele remarcate de public au fost capra, baba și moșul, dar și ursarul. Obiceiurile prezentate astăzi pe străzile Buzăului sunt specifice zonelor din care vin cetele de colindători. Unele sunt vechi de peste 100 de ani, iar cei care le prezintă astăzi au grijă să le transmită și generațiilor tinere. Babe! Ce tradiții ne-ați prezentat? Mergem pe anul viitor. Programul este așa. Urături, capră, căiuți, mascați, urși, joc cu babi și moșneagulu și cu asta am ieșit. Urătura, dansul căiuților, dansul măștilor, dansul urșilor, dansul babi și moșneagului, dansul țiganilor. Cam atât, cred că am spus de ajuns. De cât timp se păstrează tradițiile? La noi destul de ani. Și să știți că meritul nu este al nostru, meritul este al strămoșilor noștri. Noi doar mimăm ceea ce de fapt ei, Dumnezeu să-i odihnească, au născut. Avem printre cele mai frumoase obiceiuri din țară. A? Dacă nu cele mai frumoase, printre cele mai frumoase. Neastră, de la cine ați învățat? Eu de la bunicul. Alaiul datinilor și obiceiurilor din Buzău este un eveniment aflat la cea de-a treia ediție și își propune să păstreze și să evidențieze tradițiile nealterate de-a lungul timpului.